Dumnezeul nostru și Tatăl nostru care ești din ceruri, Dumnezeule Avram, Isaac și Iacov, cel ce ești în veșnicie, în veșnicie același, Doamne, pentru că înaintea Ta să pleacă cerul întreg, în această dimineață și noi ne plecăm înaintea Ta. Și noi Te înălțăm și Te binecuvântăm că ești Dumnezeul nostru, ești Tatăl nostru, Te lăudăm și Te binecuvântăm că ne-ai mântuit sufletele noastre, Te lăudăm și îți mulțumim că în această dimineață din nou dragostea Ta ne-a strâns. Împreună putem sta înaintea Ta. Mărturisim, Doamne, că nu avem niciun merit să stăm înaintea Ta, dar venim prin meritele Domnului Iisus. În numele Lui Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare dintre noi. Mă rog să binecuvântezi biserica Ta la închinare, Doamne. Să binecuvântezi fiecare suflet care a intrat în casa Ta, Doamne. Te rugăm în această dimineață prin Duhul Tău cel Sfânt să ne cercetezi pe fiecare dintre noi. Mă rog să ne despovărezi de orice povești, Doamne. Te rog să te atinge trupul nostru, de sufletul și de Duhul nostru, Doamne. Să vorbești minții și inima noastră, Doamne. Și te rog să ne transformi și să ne schimbi după voia Ta.